Cuvântul meu festiv de astăzi va fi foarte scurt. Și voi repeta ceea ce de multe ori am citat din Sfânta Scriptură. Dar de data aceasta cred că în mod solemn, frățiile voastre, cuvântul acesta îl veți pune la suflet. Zice Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Câteva lucruri simple care vă vor ajuta ca roada dumneavoastră să rămână. Întâi de toate trebuie să fim legați de sursă, de sursa de har. Teoretic știți cum și de unde vine. Practic trebuie să aveți grijă. Adică să vă fie tare dragă Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Nu vorbesc de preoți, dar și de ceilalți. Să vă împărtășiți regulat. Pentru că El, Domnul Hristos, este sursa harului. El ne întărește, El ne ajută ca să facem o misiune eficientă. Pe lângă această participare la liturghie a tuturor, două lucruri tare neglijate astăzi. Teoretic toți o afirmăm, dar practic nu știu cât de bine o facem. Și cele două lucruri sunt legate de viața noastră spirituală. Să ne rugăm lui Dumnezeu, vezi, zice, ce teologie la asta, nu se roade. Nu știu dacă nu se întâmplă și asta. Să ne rugăm lui Dumnezeu, cât de puțin dimineața și seara. La urma urmei, toată viața noastră ar trebui trăită în spiritul rugăciunii. Să ne rugăm lui Dumnezeu și un alt sfat, acesta chiar să-l împliniți. Să faceți lectură scripturistică zilnică, măcar un capitol din Sfânta Scriptură dimineața sau seara, când avem mai multă liniște. Sigur că din aceste preocupări, participarea la liturghie, rugăciunea cât de scurtă și lectura din Scriptură, din aceste preocupări, decurge eficiența noastră în misiunea pe care o facem. Vedeți, s-a scris o cărticică de meditații. Teodor Popescu a scris-o. Și în cărticica respectivă, referitor la viața noastră, el zice așa: poți ajunge mare savant, poți spune și scrie lucruri extraordinare, dar niciodată nu vei ajunge un preot, un slujitor după voia lui Hristos, dacă ai o viață morală ticăloasă. Deci ca să se răsfrângă în viața noastră de zi cu zi o viață frumoasă, izvorâtă din liturghie, din rugăciune și din lectura Scripturilor, în același timp trebuie să fim serioși. Și tinerii care vor ajunge preoți și domnișoarele care vor ajunge răscăliță, e mare lucru. Cel ce va face și va învăța, mare se va chema în împărăția lui Dumnezeu. Ce să mai vorbesc de cei ce se implică în asistența socială? La dreapta judecată, întrebările de baraj ale Domnului Hristos, acestea sunt, pe care le citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Flământ am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-a dat să beau.
Gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Când, Doamne? Ori de câte ori i-ați făcut lucrul acesta celui mai neînsemnat dintre semenii voștri și care are nevoie, mie mi le-ați făcut. Vezi, zice, toate acestea le știm, toate le știți, dar să vă ajute Dumnezeu să le și faceți. Oricum, ziua de astăzi e o zi de bucurie. S-a încununat o muncă, o muncă nu ușoară. Și să dea Dumnezeu ca munca aceasta să fie eficientă. Ca întâi de toate să bucurați cerul, să-L bucurați pe Domnul Hristos care v-a chemat. De ce nu să vă bucurați părinții dumneavoastră, familiile dumneavoastră care sunteți căsătoriți? Și de ce nu să-i bucurați pe cei din jur cu misiunea pe care o faceți? Și apoi mai spun un lucru și acela îl știți, dar încă o dată îl repetăm. Felul nostru de a fi ar trebui să fie contaminant. Adică să influențăm o lume întreagă să aibă o viață spirituală normală. Vedeți, în lumea aceasta secularizată în care trăim, multe obiceiuri proaste, multe patimi, se transmit de la unul la altul. De ce nu s-ar transmite și o viață sfântă de la unul la altul? Așa că vă felicităm din tot sufletul și vă dorim să fiți eficienți în misiunea dumneavoastră. Repet, versetul de la început, îl zice Domnul Hristos, nu eu v-am ales, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Succes!